Bună ziua! Bună ziua! Vă propun să începem ultima noastră întâlnire din acest an. Doamna prezența. Da? 26 din 36 de consilieri. Din 33 de consilieri, județeni prezenți. Ședința este legal constituită și poate să ieși înceapă lucrările. Având în vedere problemele legate la ordinea de zi, și fiind ultima întâlnire a noastră din acest an, și țin cont că acest an a fost din două legislaturi, din două mandate, avem aici invitat alături de mine pe domnul senator Dragoș Benea, fostul președinte al Consiliului Județean până în iunie. Mai avem invitați pe domnul Daniel Zodian, antrenor la clubul sportiv Bronx Powerlifting, pe domnul director Vasilea Chimoaie de la Camera Agricolă, pe domnul director general de la HIT Chemie de la Parc Industrial Adrian Iordache, pe doamna director Natasha Crișmaru, domnul Jicu Adrian Celu, nou manager la Biblioteca Județeană, doamna președinte executiv Chelar Oana Daniela de la aeroport, director general de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Rodica Șticăr, precum și director executiv și director executiv Gerd Schulz al aparatului de specialitate a Consiliului Județean, reprezentanții mass media și o să dau, cu permisiunea dumneavoastră, o să dau curs citirii ordinei de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 13 decembrie. 2. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite sportivilor și antrenorilor din cadrul secțiilor de judo și de powerlifting ale clubului sportiv Bronx Powerlifting Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare de Comunitate pentru Stabilitate Bacău, să voteze modificarea și completarea comisiei de valoare pentru terminarea și finalizarea procedurii de licitație. În vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Județene, structurii și cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și de utilizare a fondurilor pentru 2017. 5. Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri comerciale stabilite în baza legii 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar fără dobândă serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al deșeului în județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de administrare încheiat între județul Bacău și SC Parc Industrial HIT SRL. 8. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Tocilă Venone, șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al ATOP în mandatul 2016-2020. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în 2016 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în 2017 pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și Direcția Județeană de Evidență a persoanelor Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Jicu Adrian Geru în funcția de manager la Biblioteca Județeană Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău privind constituirea unui drept de uz asupra terenului de în suprafață de 1026 m² și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 128,25 m² aflat în domeniul public al județului și în aniversarea aeroportului internațional George Ionescu Bacău în favoarea societății comerciale Aerostat. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019.
trasee județene, 16, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, baza proiect tehnic pentru obiectivul structura de rezistență pentru solee și catapeteasmă la Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului Bacău, 17, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de canalizare pentru întreaga arie de operare. 18, la diverse, la punctul diverse s-a propus după publicarea ordinii de zi, în ziarul deșteptarea următoarele materiale. 1, proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al doamnei Teodora Șorcan. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Florin Ionel și proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Lișanu Claudiu Augustin. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Aș vrea înainte de a intra în ordinea de zi să îl rog pe domnul senator Dragoș Benea să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, anticipat. Mai în glumă, mai în serios, duc doar acest format de ședință. Rostul prezenței mele astăzi aici este acum un an pe vremea aceasta, fix acum un an pe vremea aceasta, făceam un bilanț al anului 2015 și o previziune pe anul 2016. Și îmi place să constat că ceea ce am anticipat atunci s-a confirmat în mare parte și e foarte important să identificăm împreună că suntem consilieri județeni, că suntem parlamentari, primari, președinți de consilii, consilieri județeni, să identificăm corect problemele adevărate ale județului Bacău. Nu cele care sunt propuse pe diverse platforme și pe diverse medii. Anul trecut vorbeam de exact pe vremea aceasta, exact pe 28 sau 29 decembrie, vorbeam că aeroportul și radioterapia vor fi serios avansate sau finalizate ca obiective de investiții, că observatorul astronomic cu siguranță va fi finalizat dacă ieșim la timp din licitație, că RMN-ul va fi, tot așa, dacă nu avem probleme la licitație, va fi funcțional la Spitalul Județean de Urgență, că sistemul de management al deșeurilor va fi unul eficient în județul Bacău dacă vom avea un partener în Ministerul Fondurilor Europene și nu vom avea probleme la licitație, că este un volum mare de investiții pe fonduri europene, pe alimentare cu apă și canalizare, dar el depinde de buna funcționare a unor instituții. Și acum, pentru că tot au trecut vreo două campanii electorale și s-au vorbit vrute și nevrute, mai în cunoștință de cauză sau mai puțină cunoștință de cauză, e bine să răspund la anumite întrebări care s-au făcut în mod subiectiv și în goana după votul. Deci radioterapia. Radioterapia este un obiectiv care tehnic este 100% recepționat și luna ianuarie va fi inaugurat imediat ce a doua zi după ce se vor obține toate avizele de la Cinecan, este în plină procedură de avizare și astfel încât a doua zi pacienții să poată accesa această importantă secție a Spitalului Județean de Urgență. Observatorul astronomic, după cum bine știți, s-a terminat cu câteva zile înainte de expirarea termenului de finalizare a programului operațional regional. A reușit să absorbim și acolo toate fondurile, mai puțin cele care vizau dotările, pentru că licitația ne-a ținut în loc, dar dacă el nu era funcțional la data de 30 iunie, inclusiv banii de pe de aproximativ 2 milioane de euro puteau fi foarte bine returnați, lucru care s-a întâmplat la alte investiții, de exemplu, insula de Agrenă. RMN-ul a fost inaugurat undeva la sfârșitul lunii octombrie. Unii spuneau că înainte de campanie. Eu am spus și atunci, o zi înainte de a fi funcțional pentru cetățenii județului Bacău. Și atunci l-am inaugurat. Dacă radioterapia n-a putut fi funcțională nici până astăzi, nu inaugurăm nici astăzi. Nu inaugurăm exact o zi înainte ca cetățenii județului Bacău să o poată accesa. Niciun obiectiv din cele care au
fost legate de Consiliul Județean în mod direct sau indirect, n-au fost puse în funcțiune sau inaugurate sau recepționate funcție de campanie electorală. Și mai pot da exemple. Parteneriatul cu Moineșul de la Complexul Lira, compartimentul de primire urgențe de la Unești, au fost inaugurate și finalizate atunci când le-a venit sorocul și momentul. Văd o problemă importantă și o provocare pentru Consiliul Județean și nu numai pentru Consiliul Județean, și pentru Compania de Apă și pentru ADIM și pentru Primărie din Județ. Investițiile pe alimentare cu apă și canalizare de pe programul operațional de infrastructură în mare, cu atât mai mult cu cât la Onești, deși aici în Consiliul Județean s-a discutat pe acest subiect aproape 2 ani. La Onești situația s-a rezolvat, nu era de așteptat, natural, din păcate, nu la intervenția mai decisă a autorităților locale, nu la apelurile către operatorul privat, ci atunci când operatorul privat, deși încasava de la populație, nu plătea către Compania Regională de Apă. Și cei care administrează Compania de Apă pentru a nu băga societatea într-o dificultate financiară serioasă, o trebuie să ia măsuri și să aplice legea. Și în momentul acela s-a pus cruce la o aventură a unui operator privat pe infrastructura și utilitățile de la Onești. Din păcate, cel mai mare perdant rămâne municipiul Onești și cetățenii, pentru că eu sper să se găsească soluții și sunt soluții ca Oneștiul să totuși să beneficieze de fonduri europene de programul operațional de infrastructură mare. Asta înseamnă o reconfigurare practică a listei de investiții prioritare, a master planului pe alimentare cu apă și canalizare și nu este un lucru ușor. De ce spun că sunt speranțe? Pentru că sunt convins că ADIM-ul, la nivel de președinte, comitet director, aparat executiv, va fi o instituție mult mai eficientă, mai altruistă, mai deschisă către colaborarea cu CRAB, Consiliul Județean, cu Primăria Bacău și cu celelalte primării. Tot aici spuneam că una din frânele pe alimentare cu apă și canalizare a fost ADIM Bacău, la nivel de poziție numărul 1, dacă pot să spun așa, că nu vreau să generalizez. Acum, acolo, situația pare să se limpezească și să se îndrepte spre soluții mult mai eficiente. Compania Regională de Apă sper să-și găsească o cadență corectă și personal foarte bine pregătit, astfel încât să integreze și să înglobeze toate aceste investiții. Consiliul Județean să colaboreze foarte bine cu Primăria Bacău, sunt principalii actori în montarea acestei aplicații, estimată undeva la 200 de milioane de euro, dar care este în plină scriere și în plină reconfigurare și care sigur că va intra și ea într-o competiție cu alte județe. Din păcate, până acum, ADIM Bacău și ceea ce s-a întâmplat la Onești în domnul operator privat au ținut în loc această aplicație. Sper să se meargă cu o viteză cât mai ridicată pentru a recupera timpul pierdut. La sistemul integrat de management al deșeurilor, tot de aici, de la acest microfon, vorbeam foarte des despre ce se întâmplă la celula 1, ce se întâmplă cu celula 2 și este foarte bine că avem un obiectiv finanțat din fonduri europene, celula 2, dar care din cauza chichițelor și procedurilor legate de finalizarea licitației privind instalațiile, riscă să nu fie dat în folosință. Celula 1 este din săptămână în săptămână se poate umple până la refuz. Dar în Ministerul Fondurilor Europene și la Ministerul Mediului nu s-au găsit înțelegere și au trebuit fel de fel de inițiative din partea conducerii Consiliului Județean. Nu s-a găsit înțelegere pentru a elabora o derogare pentru Consiliul Județean Bacău, astfel încât gunoiul din județul Bacău, deșeurile din județul Bacău, să fie duse la celula 2 și nu prin alte județe. Actualul președinte al Consiliului Județean face eforturi importante, inclusiv la Bruxelles, pentru a obține această derogare, astfel încât costurile generate de o eventuală
relocarea acestei acestui amplasament să nu afecteze serios buzunarul cetățeanului. Și sunt eforturi care, din păcate, nu au fost susținute nici la Ministerul Fondurilor Europene și nici la Ministerul Mediului. Tocmai de aceea trag speranță că soluția care se va găsi la nivel central în următoarele zile, cât mai repede, cu atât mai bine, sper să transforme din aceste ministere, din niște ministere extrem de reactive, să le transforme în niște ministere proactive care să susțină autoritățile locale cu lucruri normale, cu lucruri firești, cu răspunsul la hârtii interne în solicitat, astfel încât fondurile europene să fie atrase cât mai repede. E important să tragem linie la niște proiecte, e important să știm cine se ține de cuvânt și cine nu se ține de cuvânt, cine vorbește necunoștință de cauză și cine nu vorbește necunoștință de cauză. Cu toate riscurile de rigoare, și cu toate supărările, voi rămâne aproape în continuare de proiectele județului Bacău. Centrul Ocolitoare este un proiect care, deși beneficiază de finanțare, deși beneficiază de contract, deși beneficiază de ordine începere, deși beneficiază de constructor, din păcate nu merge în ritmul dorit și în ritmul în care peste un an și jumătate să fie finalizate lucrările. Sper ca domnul constructor să se trezească mai repede la realitate și să beneficieze de fondurile care sunt prinse pe acest obiectiv. Au fost prinse și sunt prinse și cred că vor fi prinse și în viitorul buget. Aeroportul continuă lucrările, chiar dacă poate mai sunt niște mici întârzieri. Cred că la anul, pe vremea aceasta, sau la jumătatea anului viitor, vom vorbi despre cu totul și tot o altă locație acolo. E important și aici să se găsească sprijin la Consiliul Concurenței, la Bruxelles, pentru a gestiona chestiunea cu ajutorul de stat. El este prins pentru finanțare la fonduri europene, dar avem această problemă cu ajutorul de stat, care cred că va fi surmontat, este un efort uriaș a celor de la Regia Autonomă Aeroportului și de la Consiliul Județean pentru a obține această aprobare. Deci sunt proiecte care vor fi urmărite îndeaproape și le vom susține îndeaproape cu toții, repet, indiferent de hramul sau funcția pe care o ocupăm. Mult doritele, mult visatele, mult așteptatele mese rotunde care să identifice obiectivele principale ale județului Bacău, cred că se vor întâmpla și în realitate și cred că vor produce și efecte. Cred că vom avea formatul în care în următorii 4 ani să fie mai puțină dispută politică, mai puțină ciorovoială, mai multe efecte, mai multe discuții concretizate. Din păcate, climatul în care s-a mers în acești 12 ani cu fel de fel de abordări, care medicare mai neprincipiale și care medicare mai generate de fel de fel de motive subiective, au pe locuri au ținut în loc multe proiecte importante ale județului și aici am mai discutat și o să mai discutăm de câte ori va fi nevoie. Sunt convins că este un format și va fi un format și la nivel de guvern, care va sprijini în mod corect și principial proiectul județului Bacău. Este autostrada Brașov-Bacău, unii de au descoperit-o anul acesta. Noi încercăm și să facem lobby, să o argumentăm așa cum trebuie, corect, și sper să o facem din Parlament atunci când se va veni, înțeleg cu master planul. Rămâne în continuare un proiect important nu numai pentru Moldova, ci și pentru județul Bacău. Rămâne cel mai fezabil și cel mai rezonabil ca și costuri proiect pe care poate lega Moldova de Transilvania. Acestea sunt argumentele pentru Bacău-Brașov. Am spus-o și pe 25 aprilie, după ce m-am întors de la întâlnirea de la Iași cu primul ministru Cioloș. Acest proiect fantasmagoric Iași-Târgu Mureș a fost propus tocmai din dorința că se face nici o autostradă Moldova-Ardea. Unii au râs, alții au comentat în fel și chip. N-au fost acolo unde trebuiau să fie când a fost dezbaterea pe acest proiect. Au comentat pe fel de fel de rețele de socializare. Rămân la aceeași părere. Iași, Târgu Mureș, atâta timp cât este de 4 ori mai scumpă decât Bacău-Brașov. Este un proiect pus pe hârtie doar pentru a nu se face niciodată
sau cât de repede o legătură la nivel de autostradă între Moldova și Ardea. Eu cred că vom mai avea ocazia să ne întâlnim în fel de fel de formate și ne vom actualiza cu tot ceea ce putem face și trebuie să facem. Să ne propunem lucruri realiste, nu spun puține multe, lucruri realiste, dar pe care să le și facem. Eu vă mulțumesc celor care am colaborat în acești 12 ani. Sunt consilier județean care au fost chiar 12 ani în Consiliul Județean. Sunt consilier județean care acum au ajuns parlamentari. Mai mult de jumătate din parlamentarii de județul Bacău, mai mult sau mai puțin, ca și consilier județean de o lună sau mai multe luni, sau vicepreședinte sau președinte de Consiliul Județean, astăzi au ajuns parlamentari. E un lucru important, nu prin prisma faptului că e Consiliul Județean pe tine, el nu. Și că problemele comunității locale cu noi, județul Bacău, vor fi mai, poate mai în atenția parlamentarilor decât au fost până acum. Și parlamentarii județului Bacău vor fi niște parteneri reale, activi, palpabili, ale problemelor Consiliului Județean sau primăriilor din județ. Chiar astăzi aveți, am avut, înțeleg, emisia domnului vicepreședinte Florului, a domnului Șoscan, a domnului Ierșan. Sunt consilieri județeni care merg în Parlament și care sunt convins că vor rămâne aproape de proiectele județului Bacău. Încă o dată vă mulțumesc celor care au colaborat foarte bine, urez succes actualei echipe de conducere a Consiliului Județean și sper ca și opoziția din Consiliul Județean să fie una mult mai corectă și mai principială de actualul executiv și veți vedea că vom face treabă bună. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Și pe experiența dumneavoastră de peste 12 ani ca președinte al Consiliului Județean și 20 de ani în administrație, cu siguranță o să vă spun cuvântul și la nivel central. Și ministerele de resort în proiectele pe care noi le avem de dus la îndeplinire, proiectele mari al județului Bacău, au nevoie și trebuie să înțeleagă ministerele că trebuie să fie parteneri alături de noi și nu așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă în care să nu primim niciun răspuns la solicitările noastre. Dau citire la primul punct al ordinii de zi cu permisiunea dumneavoastră. E vorba de un proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite, dar înainte de a da acest citire am să rog pe doamna secretar să aprobăm procesul verbal, să da citire procesul verbal de la ultima ședință. Vă rog, doamna. Potrivit prevederilor articolului 42, alineatul 5, formulatul articolului 28 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicat cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, domnule președinte, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 13 decembrie 2016. Stimați colegi, vă supun spre aprobare procesul verbal dacă nu se duceți. Cine este pentru? Mulțumesc. Normalitatea a fost aprobată. Am să spun acum câteva cuvinte despre clubul sportiv Bronze Powerlifting Bacău, membru afiliat la Federația Română de Judo și Federația Română de Powerlifting. Este un centru sportiv tânăr înființat în mediul rural, care atrage copii și tineri cu preponderență din familii cu posibilități financiare reduse, acordându-le atât șansa de a dezvolta abilitățile sportive, cât și un loc în care aceștia ar putea fi cazați. Cele două ramuri sportive, powerlifting și judo, practicate de tineri campioni pe care urmează să-i premiem, sunt la fel de dificile, chiar dacă se deosebesc până a fi o disciplină nouă, familiară culturismului, bazată cu forță și destinată exclusiv celor puternici, cealaltă derivând din vechile arte marțiale, fiind o artă a luptei neînarmate, a luptei corp la corp. În cei 6 ani de existență, clubul a format copii și tineri cu
care din momentul în care s-au hotărât să facă sport, au fost educați să facă cu gândul la a câștiga bani, ci dezvoltându-i se în timp dorința de a fi campion. Performanțele realizate anul acesta de membrii secțiilor de powerlifting și de judo ale clubului sportiv, la competițiile naționale și internaționale la care onoarea ne-au reprezentat, sunt rezultatele ale cărui ECOU a contribuit și contribuie la promovarea imaginii și a prestigiului județului nostru în țară, dar și peste hotare. Aceste reușite reprezintă rodul muncii, dăruirii și pasiunii tinerilor noștri sportivi, precum și dovada seriozității și profesionalismului antrenorilor care i-au îndrumat, pregătit și format. Efortul investit în performanțe trebuie să fie apreciat și încurajat, având convingerea că orice realizare deosebit obținută în orice domeniu va închega spiritul de competiție și va deveni fundamentul viitoarelor performanțe ale tinerilor noștri cu care ne mândrim. Față de cele prezentate ca semn de recunoaștere a contribuției aduse sportului de înaltă performanță la nivel local și național, precum și la promovarea imaginii județului Bacău, atât în țară cât și în lume, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru performanțe deosebite sportivilor și antrenorilor din cadrul secțiilor de judo și de powerlifting ale clubului sportiv din Bacău. Am să dau citire celor premiați astăzi și am să-i rog pe fiecare să se și cunoaște. Premiile obținute la competițiile internaționale. Locul întâi la competițiile internaționale. La judo, categoria 36 de kilograme. Alexandra Armeanu, locul întâi. Felicitări! Rares Benia, categoria 20 de kilograme, locul întâi. Judo, categoria 26 de kilograme, locul întâi. Isabela Ignat. Alina Ortaru, categoria 47 de kilograme judo. Categoria 27 de kilograme judo, locul întâi la competiții internaționale. Rares Tăbăcaru. Judo, categoria 46 de kilograme, locul 3, competiții internaționale. Ricardo Armeanu. Locul 3 la competiții naționale powerlifting junior, Mădălina Ardeleanu. Powerlifting senior, la total probe, locul 3, Maria Bandac. La genoflexiuni cu halterare. Seniori, Ioana Șerban. Locul 2 la competițiile naționale, judo, categoria 40 de kilograme, Alisa Cregariș. Categoria 48 de kilograme, locul 2, Maria Gavriliță. Locul 3, competiții naționale, categoria 40 de kilograme, judo, Melania Calfa. De asemenea, primește premiul, locul 3, la nivel național, categoria 48 de kilograme la judo, nu este prezent astăzi aici, Maria Diaconescu. Și cei 3 antrenori. Antrenor judo și powerlifting, prezent astăzi aici Daniel Zodiac. Alături de Ana Maria Lasă și Gianina Andreita, care nu sunt prezenți.
am să mă deplasez să înmânez premiile și după aceea să spun legătura cu colegii noștri să trecem la casă. Să voteze modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri municipale în județul Bacău. Despre ce este vorba, foarte pe scurt, cu toții cunoaștem că procedura licitației nu este finalizată datorită litigiilor demarate la care de către ofertanți la instanțele de judecată s-a ajuns la înaltea curte de justiție și între timp o parte din membrii comisiei de evaluare desemnate de AGA Avis și-au schimbat locurile de muncă și ne solicită acordarea unui mandat special reprezentantului nostru în Avis pentru a desemna și a completa comisia de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii. Despre asta este vorba și având în vedere aceste aspecte, vă supun aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean în AGA Avis să voteze modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de legare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri municipale în județul Bacău. Sunt trei care au plecat, directorul de la direcția juridică, care a plecat de la noi și era membru în comisia de evaluare, Claudiu Ilișanu, care de asemenea și-a dat demisia fiind astăzi parlamentar, și doamna Chiber, care are contractul de muncă suspendat. Deci, cei trei vor trebui înlocuiți. Prin proiectul de hotărâre se mandatează reprezentantul Consiliului Județean, este președintele Consiliului Județean,
ca în adunarea generală să voteze modificarea și completarea. Dacă sunt discuții pe marginea acestui, dacă nu, vă supun aprobări. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva, ține în unanimitate a fost aprobat. Următorul punct al ordinii de zi se referă la aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Județene, structurii și cuantumului tarifelor, precum și al modalităților de încasare și de utilizare a fondurilor pentru 2017. Prin hotărârea Consiliului Județean din 2010 s-a aprobat înființarea Camerei Agricole ca instituție publică descentralizată, iar finanțarea acesteia se asigură din credituri proprii ale acesteia și din subvenții de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii. Pentru 2017, structura serviciilor specifice prin care se constituie venituri proprii ale camerelor agricole județene, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor, se aprobă prin hotărârea ale Consiliilor Județene cu respectarea cadrului legal. În acest sens, Camera Agricolă Județeană a fundamentat și a transmis prin adresă registrată următoarele propuneri pentru 2017 sunt propuneri pe care dumneavoastră le aveți la mapă, pe care le-ați discutat în comisiile de specialitate. Singura modificare față de 2016 sunt cursurile de calificare și perfecționare apicultori, agricultori, crescători de animale, de copicultori, pomicultori, floricultori, turism, fermă mixtă, de la 300 la 500 de lei. Justificat că se datorează creșterii salariilor din învățământ și a cheltuielilor legate de desfășurarea cursurilor, chiria pentru spațiu, transport și cazare. În rest, toate tarifele sunt acele pentru 2016. De pentru care vă supun discuției și aprobării acestor cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre. În forma prezentată, mulțumesc. Împotriva, abține. În unanimitate a fost aprobat. Deci, în următorul punct al ordinii de zi se referă la avizarea normelor de venit pentru persoane fizice care realizează venituri comerciale stabilite conform legii 207/2015 privind codul fiscal. Direcția Generală a Regională a Finanțelor Publice Iași transmite normele de venit valabile în anul 2017 în funcție de care se calculează impozitul pe venit datorat de contribuabili persoane fizice care realizează venituri comerciale în vederea acordării avizului către Consiliul Județean. Nomenclatorul și toată lista activităților care s-au tocmit propunerile de norme de venit este cea stabilită de către prin ordinul Ministrului Finanțelor și conform anexei pe care o aveți la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă nu sunt liberă de discuții. Mulțumesc! Trecem la următorul punct al ordinii de zi, privind acordarea unui împrumut temporar, fără dobândă, serviciu public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău. Am să fac o foarte scurtă sinteză de ce am ajuns în această situație. Este vorba, a prezentat foarte pe scurt și domnul senator Dragoș Benea, demersul pe care l-am făcut noi, faptul că licitația este blocată de litigiile în instanță. Am fost nevoie să găsim o alternativă, pentru că celula 1 se va umple în curând și atunci va trebui să găsim o soluție. Soluția alternativă era de a crea acest serviciu județean de salubrizare. El a fost creat în aprilie anul acesta, s-au emis 5 hotărâri în sensul ăsta, sunt câțiva pași făcuți. Și va trebui să licențiem pentru a putea opera pe celula 2 până, temporar, până când se finalizează licitația și vom avea operatorul desemnat
să opereze pe celula 2. Aici, spuneam mai înainte, ne-am dorit ca cel puțin cele două ministere, în speță, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Mediului, să ne fie parteneri, pentru că avem nevoie de acordul celor două ministere să fie, și avizul lor cu această soluție, ne găsim dumneavoastră o altă soluție, dar nu am primit deocamdată absolut nimic scris. Verbal au zis că asta ar fi soluția, dar așteptăm un răspuns scris. De ce? Ca să nu fim pasivi de corecții financiare a contractului de finanțare a proiectului mare. Despre asta este vorba. Și atunci venim în fața dumneavoastră astăzi pentru a funcționa acest serviciu public de administrare la nivelul județului. E nevoie la început de un împrumut temporar fără dobândă până când el începe să realizeze venitul. Dacă sunt discuții pe marginea acestui material, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc mult. Următorul punct al ordinii de zi se referă la modificarea contractului de administrare încheiat între județul Bacău și Sucev Parc Industrial XRR Bacău. Aici Sucev Parc Industrial a sesizat de-a lungul timpului o serie de modificări ale caracterii funcționale și constructive ale unor bunuri aflate în administrarea sa și printr-o adresă înaintată și înregistrată la cetățenie, se semnalează existența unor probleme la două clădiri, dar obiectul proiectului de hotărâre se referă la o singură clădire, pentru că la cealaltă s-a găsit o soluție, adică s-a găsit un investitor să ne dea câteva detalii, domnul director Iordache, care este prezent astăzi aici. E un investitor care a dorit să preia clădirea și să investească, să o reabiliteze și după aceea din chirie să suportăm investiția. Și cealaltă să o preluăm, pentru că datorită gradului ridicat de uzură a infrastructurii aflată în exploatare, costurile de întreținere cresc an de an, veniturile realizate acoperim cu greu costurile de remediere pentru probleme apărute în poliție, în care timp de 11 ani asupra acestei infrastructuri nu au fost făcute lucrări de întreținere și reparații curente. Și propunem spre analiză posibilitatea preluării temporare a unor plătiri aflate în administrare, în vederea remedierii problemelor semnalate cu darea ulterioară în administrare pentru exploatarea lor. Ca atare, această clădire este propusă să treacă din administrarea Sucev Parc Industrial în administrarea Consiliului Județean și, pe care de consecință, modificarea și actualizarea anexei contract. Dacă sunt discuții la acest punct al orei de zi, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc! Următorul punct al ordinii de zi se referă la validarea domnului Tocilă Benoni, șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău, ca membru al actului mandatul 2016-2020. Prin dispoziția primarului Municipiului Bacău, domnul Tocilă Benoni este acum noul director delegat ca director executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău. Pe care, de consecință, domnul Ionescu Cătălin Mihai mai depășește condițiile legale care au determinat validarea sa ca și va fi înlocuit prin efectul legii cu domnul Tocilă Benoni, care deține în prezent funcția de șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău. Având în vedere cele prezentate, se supune spre aprobarea proiectului de hotărâre privind validarea domnului Benoni Tocilă ca șef al Poliției Locale a Municipiului Bacău, membru în ANDO. Cine este pentru? Dacă îl vedem, domnul? Nu. Tocilă este în sală? Nu. Da. Încă de greu.
Vă rog la următoarea întâlnire, la următoarea ședință să le invitați aici să le puteți. Da? Domnul Tocilei, șef serviciul la poliția locală și a fost promovat temporar și a dat demisia în care a fost șef. Trebuie să o știți. Păi, nu știam poliția locală. Da, am văzut așa că la următoarea întâlnire o să le invităm aici să-l dumneavoastră datorii. Mulțumesc! Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotriva abținerii. Următorul proiect de hotărâre. Eu altă voce nu am astăzi, așa vă rog să fiți îngăduitori astăzi cu mine. Și să mă acceptați așa cum să. Următorul proiect de hotărâre se referă la aprobarea efectuării în anul 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în 2016 de către președintele și vicepreședința Consiliului Județean Bacău. Și vă supun spre aprobarea proiectului de hotărâre privind efectuarea în 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat, conform procedurii legale. Cine este pentru? Vă mulțumesc mult! Următorul proiect de hotărâre am să-i dau cuvântul doamnei director Saba Anca să prezinte proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcției publice în 2007 pentru aparatul de specialitate și a Direcției Județene de Evidență a persoanelor cu bacul. Vă rog, doamna director! Prin aparatul de specialitate pentru autorizațiile și instituțiile publice din administrația publică locală. Planul de ocupare a funcțiilor publice se dispune în finanțare de ordinator principal de acestea, de care instituțiile din ordinea acestea sunt finanțate prin bugetul său. Pentru autorizațiile și instituțiile publice din administrația publică locală, planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărârea Consiliului Județean. Menționăm că prin adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, aceștia au avut la favorabil propunere privind planul de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și Direcția de Evidență a persoanelor Bacău. Având în vedere rezultatele, considerăm oportună inițierea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Sunt discuții cu marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Privind numirea domnului Jicu Adrian Celu în funcția de manager la din Bacău. În vederea încredințării managementului la Bibliotecă, în perioada 10-22 noiembrie s-a desfășurat potrivit legii concursul de proiecte de management. Potrivit rezultatelor finale ale concursului, consemnate în procesul verbal al Comisiei de Concurs, constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, domnul Jicu Adrian Celu a fost declarat câștigător al concursului, iar prin dispoziția președintelui Consiliului Județean s-a aprobat rezultatul final al concursului de proiecte de management, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de management la Biblioteca Județeană Bacău. Domnul Jicu Adrian Celu este licențiat în filologie cu diplomă de master în specialitatea literatură comparată și antropologie culturală, a obținut titlul științific de doctor în filologie cu calificativul magna cum laude și are peste 15 ani de timp în funcție de cadru didactic în universitate. O să vă rog să să ridice, să-l vedeți și dumneavoastră, cei care nu-l cunoașteți încă. Să-l felicităm pentru rezultatul concursului și să-i urăm succes în activitate. Dacă dumneavoastră vreți să-l întrebați ceva sau aveți nevoie de anumite detalii. Dacă nu, vă supun spre aprobare proiectului hotărâre privind numirea domnului Jicu Adrian Celu în funcția de manager la Bibliotecă. Mulțumesc mult! Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Se referă la modificarea hotărârii Consiliului Județean privind construirea unui drept de urs asupra terenului în suprafață de 1026 metri pătrați și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 128 metri pătrați
aflat în domeniul județului Bacău și în administrarea aeroportului internațional George Enescu Bacău, în favoarea SC Aerostar SA Bacău. Noi am aprobat, conform prevederilor legale, în prin hotărârea 120, constituirea unui drept de uz asupra terenului, suprafața aceasta. Dar, acum venim în fața dumneavoastră, pentru că la autorizația de obținerea autorizației de construcție, e nevoie să se specifice foarte clar această suprafață totală de 1026 împărțită pe unități administrativ-teritoriale. Astfel încât este compus din 536,4 metri pe situație în comuna Sărata și 489,6 metri pătrați situația în municipiul Bacău. Despre asta este vorba față de această precizare. Vă supun spre aprobare proiectului de hotărâre pentru modificarea acestei hotărâri din hotărârea 120 privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 2026 cu specificare. Cu specificarea clară a celor două suprafețe proveniente din cele două boate. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Următorul punct al ordinii de zi se referă la aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Aici foarte pe scurt să fac un rezumat. Conform standardelor de fiecare tip de serviciu, în parte standard de calitate, a standardului de cost, a regulamentului de organizare și funcționare și a ultimelor normative și legale, fiecare tip de serviciu trebuie să aibă un anumit, este standardizat, trebuie să aibă un anumit număr de asistent social, deci un asistent social la 25, un asistent social la și conform noilor normative, noi mai facem practic încă un pas înainte. Deci ar trebui, ca să respectăm normativa, ar fi nevoie din 120 de posturi suplimentare. Astăzi venim în fața dumneavoastră pentru că bugetul nu permite o mărire atât de mare, cu încă 10 posturi, cele care sunt cele mai urgente. Și anume, la Centrul de Intervenție Regim de Urgență, pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat și părăsit unitățile sanitare, telefonul copilului 93 cu 11 posturi, ca rezultat al reorganizării activității biroului de evidență intrare și posturi din cadrul serviciului management de caz și includerea lui în structurile centrului suplimentare de 3 posturi. Dar una peste alta, ca total de la actuala organigramă care cuprinde 1984 de posturi, din care 61 de posturi de conducere și 1923 de posturi de execuție, la proiectul de hotărâre s-a propus un număr de 1994 de posturi, din care 62 de posturi de conducere și 1932 de posturi de execuție. Și ele sunt detaliate prin fiecare tip de serviciu în parte, pe care le-ați văzut și le-ați studiat, le-ați analizat în comisiile de specialitate. Vă supun discuții și aprobării modificării. Da, sigur că dumneavoastră puteți să mergeți la cine este pentru? Vă mulțumesc. Potriva ține. Aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi și o să dau cuvântul domnului vicepreședinte Gheorghiță Marius pentru a prezenta următoarele două puncte ale comunității. Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, înainte de a vă prezenta cele două puncte pe ordinea de zi, vă rog să-mi permiteți să vă transmit urările de sfârșit de an, urările mele și a colegilor mei pe care îi coordonez în Consiliul Județean și vă doresc un sfârșit de an cu liniște și un început 2017 într-o colaborare benefică, dar mai important este să aveți sănătate, liniște în casă, înțelepciunea și răbdarea de a trece mai ușor peste încercările vieții. Vă doresc un an plin de bucurii și la mulți ani. Proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane
prin curse regulate speciale. În baza licențelor de traseu și a caietului de sarcini aprobate și eliberate de autoritățile administrației publice la nivelul județean, până la căror raza administrativă se află traseul respectiv cu avizul autorității rutiere române, în vederea obținerii licenței de traseu, solicitantul a depus la Consiliul Județean dosarul cu toate documentele prevăzute de lege și prevăzute de lege aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reforme Administrative numărul 353/2007. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licențelor de traseu special pe traseul Bacău-Prăjești, Abator Agricola Internațional pentru societatea SC Alneda SRL și traseul Bacău-Galben pentru societatea SC Stegaiu SRL. Solicitantul a depus documentația prevăzută de lege. Având în vedere cele mai sus menționate, supunem analizei și aprobării proiectului de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu. Domnule președinte, vă rog să supuneți la vot dacă nu sunt alte discuții. Da, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă sunt intervenții la acest punct la ordine de zi, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de ordine de zi. În perioada septembrie-decembrie 2016 s-au înregistrat solicitări de actualizare a programului județean de transport 2014-2019 transmise de Primăria Comunei Filipești și operatorul de transport SC Stegaiu pentru programul de transport pe traseele județene numărul 50 Bacău-Filipești-Cârlici și numărul 27 Bacău-Sărata. Serviciul de transport persoane în municipiul Bacău și localitatea Cărlici, comuna Filipești, este asigurată de SC Stegaiu SRL prin 9 curse pe zi. Se solicită diminuarea curselor la un număr de 7 curse pe zi pentru traseul județean numărul 50 Bacău Filipești Cărlici și pe traseul numărul 27 Bacău Sărata. S-a constatat că numărul de călători s-a diminuat în ultima perioadă pentru cele 9 curse, iar pentru ultima cursă cu plecare din Bacău la ora 19:45 nu este de cele mai multe ori niciun călător. Iar prestatorul serviciului SC Stegaiu solicită actualizarea programului de transport prin eliminarea din program a ultimei curse. Propunerile de mai sus sunt justificate și se încadrează prevederilor articolului 17.c din cadrul normelor de aplicare a legii. Având în vedere cele mai sus menționate, supunem analizei și aprobării proiectului de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate 2014-2019 pe unele trasee județene. Domnule da. Președinte, supuneți la vot. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, dar că s-a aprobat. Și acest punct al ordinii de zi, trecem la următorul punct al ordinii de zi, se referă la aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic pentru obiectivul structura de existență pentru solere și catapeteasmă la Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului din Bacău. Structura principală de rezidență a catapetesmei este alcătuită dintr-un cadru poligonal, din profile laminate la calc, și se va monta pe traseu din beton armat existent într-un sistem de rezervare și apărare prezentat în documentație. Lățimea catapetesmei este de 16 metri și o înălțime de 8,75 metri. Înălțimea secțiunii transversale a stâlpilor și a gâtului este constantă. Conform de vizului general, valoarea totală a investiției propuse a fost evaluată la suma de 367.559.000 lei, inclusiv TVA, calculat la 20%, din care lucrări de construcție montaj 334.245.000 lei. Față de cele prezentate, supune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul structura de rezistență pentru solei și catapeteasmă la Catedrala Ortodoxă Înălțarea Domnului Bacău, faza de proiectare, proiect tehnic plus detalii de execuție.
Întocmit de 10 panele simțe de Bacău, cu următorii indicatori tehnico-economici pe care dumneavoastră îi aveți la mapă și nu le mai dau citire. Dacă sunt intervenții de margine acestui material, dacă nu vă supun spre aprobare documentația tehnico-economică, ce unde este pentru. Vă mulțumesc! Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Se referă la aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de canalizare pentru întreaga arie de operare. Tarifele pentru apă potabile din stația de tratare Cărboia, cât și tarifele pentru apă potabile și canalizare pentru zona de operare a SECE CRAP-ESA, parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care au fost aprobate de către Consiliul Județean prin hotărârea din 2010. Având în vedere că aceste tarife au fost avizate de AMLSC, conform prevederilor articolului 21 din statutul ADIC-ului, se impune acordarea mandatului expres reprezentatului județului pentru a vota în adunarea generală acționarilor tarifele aprobate. Față de cele mai sus menționate, supun spre aprobare adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor pentru serviciul public de canalizare pentru întreaga arie de operare. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Am ajuns la punctul diverse, cu cele trei expuneri de motive, din vorba de constatarea vacantării mandatului de consilier județean a doamnei Teodora Șălcan, a domnului Ionel Foroiu și a domnului Augustin Claudiu Chirișan. Vă supun spre aprobare proiectele de hotărâre în ordine. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Unanimitate a fost aprobată. Din ultima întâlnire în acest an, vă rog să îmi permiteți ca să vă transmit sănătate, un an nou cu liniște, cu bucurii, cu forță de muncă proaspătă, cu unitate pentru a aduce la bun sfârșit proiectele județului Bacău în folosul cetățenilor și care conduc la prosperitatea locuitorilor județului Bacău. Și vă invit acum, când ieșim din sală, să servim un cupă de șampanie, să încheiem cu sărbătorirea. La mulți ani!